În ultima carte pe care am scris-o, Cătușele Anei, dosarul Anei Maria Pătru, am fost fix în acest scenariu în care un martor denunțător a mai primit alte trei identități protejate, fictive, iar când a fost prezentată la arest preventiv, erau practic în opinia DNA-ului și a noastră, pentru că nu aveam de unde să cunoaștem că de fapt, în realitate, cei patru martori erau o singură persoană, cel cu identitatea reală și alte trei fictive. Și așa cum spuneam, eram încă în acel scenariu în care practic, luam lucrurile așa cum ni se serveau, neavând instrumente de care sau cu care să combatem această practică încetățenită a DNA-ului. Din fericire, n-am mai întâlnit, cel puțin în ultimii 3 ani, n-am mai întâlnit asemenea practici. Dacă se acordă o identitate, este una singură persoanei care, să spunem, se teme pentru viața ei, Da, pentru că asta și era este corect să rațiunea. fie așa, Rațiunea da. legiuitorului în a acorda unei persoane statut de martor protejat a plecat de la ideea de a-l proteja, pentru că ar fi existat, să spunem, o temere pentru viața, integritatea și așa mai departe a respectivei persoane. Însă, mulți sau procurorii care au recurs la aceste tactici nu au făcut-o din acest motiv, au făcut-o din dorința de a crea așa o perdea de fum și percepția că, uite, sunt patru martori care îl acuză pe Da. respectivul înalt funcțional public, a săvârșit infracțiuni de corupție.